26 mai Domnul Hristos, Mijlocitorul Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcută de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Evrei 9 cu 24 Păcatul lui Adam și al Evei a produs o despărțire îngrozitoare între Dumnezeu și om, și Hristos pășește între omul căzut și Dumnezeu și spune omului: Poți totuși veni la Tatăl. Există un plan conceput prin care Dumnezeu poate fi împăcat cu omul. Iar omul cu Dumnezeu. Te poți apropia de Dumnezeu printr-un mijlocitor. Iar acum, El stă ca mijlocitor pentru tine. El este marele preot care pledează în favoarea ta. Și tu trebuie să vii și să-ți înfățișezi cazul înaintea Tatălui prin Isus Hristos. Astfel poți accede la Dumnezeu. Hristos Iisus este înfățișat ca stând neîncetat la altar, oferind în tot momentul jertfă pentru păcatele lumii. El este un slujitor al adevăratului cort, zidit nu de om, ci de Dumnezeu. Umbrele antitipice ale tabernacolului evreiesc nu mai iau acum nicio folosință. Nu mai trebuie înfăptuite ispășirile antitipice, zilnice și anuale. Acum fiind necesară numai jertfa ispășitoare printr-un mijlocitor, din pricina comiterii neîncetate a păcatului. Isus oficiază astfel în prezența lui Dumnezeu, prezentându-și propriul sânge vărsat ca al unui miel înjunghiat. Serviciile religioase, rugăciunile, lauda, mărturisirea cu pocăința a păcatelor se înalță de la credincioșii adevărați, asemenea fumului de tămâie către sanctuarul ceresc. Însă, trecând prin canalele corupte ale firii omenești, ele sunt atât de necurate, încât dacă nu sunt curățite prin sânge, nu pot avea nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Toată tămâia din tabernacolele pământești trebuie să fie stropită cu picăturile curățitoare ale sângelui Domnului Hristos. El ține înaintea tatălui cădelnița propriilor sale merite, în care nu există nicio umbră de stricăciune pământească. El adună în această cădelniță rugăciunile, lauda și mărturisirile celor din poporul său și adaugă la aceasta propria sa neprihănire neîntinată. Atunci, parfumat cu meritele jertfei Domnului Hristos, fumul de tămâie se înalță înaintea lui Dumnezeu ca fiind acceptabil pe deplin și în întregime. Ah, dacă ar vedea toți că totul în ascultare, pocăință, laudă și mulțumire – trebuie pus deasupra focului arzător al neprihănirii lui Hristos.